Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Antonia Fudulu, fericită să vă fac cunoscută o nouă poveste de viață. Astăzi, în cadrul emisiunii Spunem Cum, vă invit să ascultați mărturia unuia dintre cei mai puternici oameni ai României, pe care sunt convinsă că unii dintre voi deja îl cunoașteți. Dacă te afli în acea perioadă a vieții tale, când simți că ești atât de puternic încât poți cuceri lumea întreagă și nu ți este frică de nimeni și nimic, atunci această emisiune este pentru tine. Sau din contră, dacă simți că drumul tău în viață se oprește sau merge spre nicăieri și nu mai ai nicio speranță pentru un viitor mai bun, atunci, cu siguranță, emisiunea de astăzi este și pentru tine. Vă invit acum să-l cunoașteți pe omul care în această seară ne va povesti cum a fost doborât de propria putere și totodată cum a redevenit cu adevărat puternic prin umilință. Haideți să vedem despre cine este vorba. Se întoarcă într-o bună zi în America pentru a se bate în UFC. De la anul va intra categoria grea, cel mai probabil, și UFC va fi introdusă categoria super grea. Cu tot respectul, nu cred că un luptător din România la categoria grea poate ține piept. Să vedem deocamdată dacă poate ține piept acest ungur Izvan Rusinski. Ghiță Ignat în dreapta, Rusinski în partea stângă cu short roșu. Schimb de lovituri pentru cei doi coloși. Atonează acolo cu o stângă, a fost o directă urmată de un croșeu. Se aruncă în atac Ursul Carpatin, croșeu de dreapta, care i-a pus Ungrul este dus la podea Ungrul și o avalanșă de lovituri s-a bătut asupra sa. Și iată, arbitrul oprește lupta. Victorie, cred că în 10 secunde pentru Ursul Carpatin. Au fost 30 și ceva de secunde. Mi-e teamă că i-a bătut recordul lui Cristian Mitrea, care a câștigat în 40 de secunde. Victorie spectaculoasă, România câștigă 3-1 în acest moment. La 16 ani la luptă greco-romane, Ghiță Ignat deja s-a antrenat cu lotul de seniori. Și acest lucru se vede, victorie pentru Ghiță Ignat, extrem de rapidă, urmează pitbull a tot direcției, iar apoi în meciul de titlu. Ghiță Ignat, numit și Ursul Carpatin, un om puternic, atât fizic cât și psihic, a început sportul de performanță la vârsta de 12 ani. La această vârstă fragedă, intră pentru prima oară în sala de lupte greco-romane a Clubului Sportiv Municipal Suceava, unde s-a făcut ușor remarcat prin fizicul său. M-a văzut, eram un copilaș, aveam doar 12 ani, dar aveam undeva la vreo 1,70 m înălțime și aproape la 100 de kilograme. Și mi-aduc aminte când m-a văzut, m-a cântărit, m-a măsurat și a zis: tu nu mai pleci din sală, pe tine te scot campion. După niciun an devine campion național și continuă așa an la rând, primind medalie după medalie. Pe plan național, Ghiță cucerește 8 titluri de campion, 6 de vicecampion și 7 medalii de bronz, fiind de neînvins 8 ani la rând. Luptele greco-romane nu erau suficient de provocatoare pentru puterea de care dădea dovadă, așa că a început să practice un sport mult mai dur, numit MMA. Zic că am început să practic sport numit MMA. Sunt doi atleți într-o cușcă, cred că știți și ați văzut foarte bine, știți la televizor despre ce e vorba. Totodată, Ghiță s-a antrenat alături de sportivi de nivel mondial la Academia de Arte Marțiale Mixte din Statele Unite, unde activează și ca antrenor. Datorită puterii lui, Ghiță devine remarcat de oameni cu o puternică influență în societate. Și a spus: mă, vino la București, pentru că știu că în sport se plătește foarte prost. Deci vino la București, stai cu mine la capitală, uite, eu sunt un om de afaceri, am grijă de partea financiară și tu te ocupi cu sportul în continuare și ai să poți să faci performanță. Am văzut pentru prima dată Mercedes S-Class, am văzut pentru prima dată haine scumpe, restaurante scumpe,
am văzut pentru prima oară la oamenii ăștia lucruri de care nu mă auzisem sau le văzusem pe la televizor. Oameni influenți, cercului de prieteni foarte, foarte influenți, cunoșteau oameni sportivi, atleți, artiști și așa mai departe. Am fost efectiv cucerit și n-am mai gândit prea mult și am zis, la vârsta aceea să mi se ofere așa o posibilitate, așa o șansă. Venind din mediul în care eu veneam, unde câștigam undeva în jur la $50 pe lună, indemnizații din care trebuia să trăiesc, să mănânc. În scurt timp ajunge să câștige sume mari de bani la care niciodată nu s-ar fi gândit. Fiind orbit de luxul de atunci și de banii pe care nu-i mai văzuse până atunci, am uitat, așa cum spuneam, tot ceea ce a pus bun mama și cu tata aici. Absolut tot. Pe lângă putere, bani și alte lucruri materiale de care Ghiță avea parte, reușește să călătorească în multe locuri ale lumii. Dar ce s-a întâmplat mai departe ne povestește chiar el, pentru că astăzi a ajuns în platoul A7 TV, aici, la Spunem Cum. Am revenit, dragii mei, și sunt nerăbdătoare să-l salut pe Ghiță Ignat, care astăzi este în cadrul emisiunii Spunem Cum, alături de noi. Bună seara, Ghiță! Bună! Bine v-am găsit! Ghiță, știu că ești foarte obosit pentru că ai condus toată noaptea, ai venit special pentru această filmare de la Suceava și pentru asta sunt foarte recunoscătoare și îți mulțumesc. Nicio problemă, eu mă bucur. Vă mulțumesc de invitație. Astăzi mi-am propus, Ghiță, să vorbim despre putere în toate formele ei, pentru că știu că tu ai simțit puterea pe pielea ta, atât cea fizică cât și cea mentală și, nu știu, financiară. Dar mai întâi de toate, aș vrea să te întreb... Cine este Ghiță Ignat și cum ai devenit tu cunoscut? Ghiță Ignat astăzi, un soț, tata trei copii, unii ar zice un om de afaceri, printr-o conjunctură pe care numai Dumnezeu a creat-o, am ajuns să fiu partener într-un business cu cineva, încă cochetez cu sportul, cu toate că deja am ajuns la o vârstă, încă cochetez cu sportul de performanță, din păcate nu am foarte mult timp, trebuie să mi-așez foarte bine timpul să mă pot antrena, sportul de performanță înseamnă multe ore de antrenament. Cunoscut, e mult spus, cunoscut, am practicat sport de performanță, De la o vârstă fragedă, am început undeva la vreo 11-12 ani, am început cu luptele greco-romane, la momentul ăla am intrat pentru prima oară într-o sală de lupte. Acolo am găsit un om, un antrenor, maestru Valerică Gerasim, care mi-a îndrumat pașii spre a putea să învăț din luptele greco-romane, din arta asta numită luptul greco-romane, un sport deosebit de frumos. Și totodată dur, să înțeleg. Totodată dur. E un sport dur, e un sport complex. Luptele greco-romane, nu se confunda, nu se folosesc lovituri de pumn sau de picioare, sunt practic trântele, dar un sport fain, un sport frumos. Datorită fizicului tău, pentru că așa ai devenit remarcat, acolo? Oarecum. La 12 ani aveam undeva la vreo 100 de kilograme și peste 1,70 m. Wow. Și atunci antrenorul a zis, când m-a văzut în sală, a zis, rămâi, te scot campion. Și așa s-a și întâmplat. La un an și ceva după momentul ăsta, ieșeam pentru prima oară campionul național al României, la categoria mea de vârstă și greutate. Și apoi au urmat multe titluri de campion național, internațional, medaliat la tot felul de turnee internaționale și naționale. 7 ani în echipa națională a României, de juniori și apoi de seniori. După Jocurile Olimpice de la Sydney am fost selecționat la doar 16 ani în echipa națională de seniori a României. La vremea aceea am cel mai tânăr sportiv selecționat acolo. După atât de multe performanțe și la o vârstă destul de fragedă, totodată ai devenit remarcat de niște oameni cu influență foarte mare în societate de aici din București. Da, cum s-a întâmplat să ajungi la București? S-a întâmplat că m-am întâlnit cu acești oameni, mi-am cunoscut prin cineva, mi-am făcut cunoștință. Apoi erau anii de după 2000, când eram parte din lotul național de juniori,
care era situat la Pitești, iar București era punctul de tranzit. Deci am mult des prin București. Apoi mă antrenam de multe ori la Dinamo, la club. Și a fost o întâlnire care mi-a schimbat un pic direcția, okay, direcția ce, vieții. Ce voiau acești oameni de la tine? Erau practic mie mi s-au introdus ca fiind oameni de afaceri. Uh-huh. Erau un grup de oameni super fain, super de treabă, trăiau foarte fain. Eu am fost impresionat de luxul, de bunăstare în care trăiau, de mașinile pe care conduceau, hainele care le aveau, știi? Eram un copil tânăr, practicam sportul, făceam performanță, însă banii nu ajungeau niciodată, erau foarte puțini. Ceea ce primeam noi era, da, era puțin, infim, pe lună, undeva la vreo $50, de acolo trebuia să te hrănești, să te îmbraci și așa mai departe. Însă, având fizicul pe care l-aveam la vârsta aia, oamenii ăștia au dorit să fie un cercul lor de prieteni. Bineînțeles că m-am luat decizia să vin la București, să mă mut cu ei aici. Am intrat într-un anturaj a oamenilor, eu zic, sus puși ai capitalei la vremea respectivă. Influenți, da. Am început să cunosc oameni influenți în toate mediile. Așa cum mergeau lucrurile în România la vremea respectivă. Se împăcau așa, cu ghilimele de rigoare, se împăcau toți din toate mediile. Adică nu era nicio... Ai putea să ne spui ce făceai pentru acești oameni? Acești oameni aveau business-uri care erau perfect legale, dar banii mulți veneau din alte obiecte de activitate, din alte activități pe care le aveau, printre care și recuperări de bani prin metode mai puțin creștine ortodoxe, cum s-ar spune. Așa, și bineînțeles, compuști, cu fizicul meu, cu mintea de atunci puțină și așa și îngustă, au considerat dumnealor că le poate fi de folos. Și le-ai fost? Acum, pentru o vreme, da. Pentru o vreme, da. Acum, ce să spun? Că eu am crescut într-o familie tradițională, dar cu o educație foarte bună de acasă. Am doi părinți care întotdeauna au fost doi oameni cu minți, doi oameni corecți, care m-au învățat toate lucrurile astea. Ideea este că în momentul în care crești și dai de anumite anturaje, de anumite persoane, ei pot să influențeze mult deciziile tale. Și am pe inimă lucrul ăsta să spun, vârsta asta între 16-17 ani până în 21-22, eu o numesc perioada marilor decizii. Aici tinerii hotărăsc practic viitorul. Și hotărăsc viitorul. O decizie greșită, luată undeva aici, poate să schimbi total. Poate să-ți ruineze viitorul. Poate să-ți ruineze viața, garantat. Deci, da. Însă la tine nu s-a întâmplat așa. Doar că... Nu s-a întâmplat așa. Mă rog, într-un fel sau altul, decizia de a alătura acestor gen de anturaje a făcut ca Ghiță Ignaț să nu mai performeze la nivelul la care era așteptat să performeze. Și la nivelul potențialului pe care Ghiță Ignaț îl avea, să performeze la cel mai înalt nivel internațional. S-a afectat cumva activitatea profesională, da, cariera sportivă a fost afectată, pe de o parte. Pe de altă parte am învățat lucruri și am trecut într-o școală a vieții pe care n-aș fi putut să dobândesc să ajungem la rezultatele acestei școli. Știu că tu ai ajuns la un moment dat în Marea Britanie. Acolo În Marea Britanie, după episodul cu Bucureștiu, am plecat în Marea Britanie motivat fiind de mirajul în anii aceia Occidentul ni se prezenta ca ceva cu lapte și miere și câini cu colaci în coadă și așa mai departe. Toată lumea tânjea să ajungă în Occident, să își facă un viitor și așa mai departe. Am înțeles că din lupte
efectiv, nu se putea trăi. Am renunțat la viața pe care o aveam la București din dorința de a schimba ceva în bine. Uh-huh. A fost dorința am început să înțeleg lucrurile. După 2-3 ani de zile am început să nu sunt pe direcție foarte bună. Simțeai că nu este bine ce Simțeam faci. Că nu este în regulă, din dorința de a schimba ceva în bine. Am plecat către Marea Britanie, acolo aveam colegi, foști sportivi, cei mai mulți din zona Sucevei. Uh-huh. Oameni cu care ne știam de când eram copii, fie că erau ruibiști, că erau boxeri, Suceava e un oraș mic, ne știam de copii, fie luptători. La fel de puternici, să înțeleg. La fel de puternici, da, erau oameni care făcuseră sport, continuau, se antrenau zi de zi. Am ajuns acolo cu dorința de a munci efectiv, de a munci ca și gardă adică de corp. Adică să-ți câștigi existența? Da, da, prin muncă. Prin muncă. Normal. A fost o perioadă grea. La început n-am reușit să... Nici nu vorbeam limba engleză. Câteva cuvinte așa care le-am învățat din mers. Era destul de greu pentru tine acolo. Da, și nu mă puteam descurca. A trebuit să încep să muncesc în construcție o perioadă. A fost foarte greu. Eu am crezut că știu ce înseamnă munca grea. Practic în sport de performanță, cu 2-3 antrenamente pe zi. Dar când am ajuns să lucrez în construcție, mi-am dat seama că nu știam foarte mult despre munca brută. M-au văzut așa și mai mărișor și m-au, spre exemplu, dacă în urmă era un sac de ciment să-l duci până la etajul 3, îi punea 3 sac de ciment. Se profita, da. Mă rog, a fost o perioadă, a fost o experiență bună, am învățat cum să câștigă bani. Întotdeauna în momentul când am început să câștig bani mai mulți din munca de securitate și de bodyguard, întotdeauna mă raportam la zilele alea când luam 40 de lire pe zi. Acum când luai 3-400, 500, întotdeauna mă raportam, când scoteam să cheltui un ban, mă raportam la perioada aia și mă gândeam, sunt oameni care fac banii ăștia într-o săptămână. Chiar dacă eu astăzi iau într-o zi, trebuie să am grijă cum îi cheltui, să sunt responsabil. Da, cum îi gestionez. O perioadă destul de scurtă în care ai muncit în construcții, nu? După care am început munca ca și bouncer, zic ei, ca și om de ordine la club. Știu că ai ajuns cu ceilalți prieteni ai tăi și colegi în casa unui milionar indian. Da, unul din oamenii pentru care noi prestam munca asta de security, de bodyguard, era un milionar indian care ne-a pus la dispoziție o casă, efectiv, într-o zonă scumpă a Londrei, rezidențială. Acolo stăteam toți... Casă în care locuiați cu toții. Care locuiam cu toții, da. Interesant că la vremea aia în Marea Britanie nu se putea ajunge oarecum, se bea viză. Eu n-am reușit să-mi iau o viză, am ajuns acolo folosind un pașaport de italian cu poza mea, deci practic... Deci nu tocmai legal. Nu tocmai legal, n-aveam nicio șansă să ajung legal, era foarte greu de ajuns legal, așa că am trecut din Olanda în Anglia cu... Iar în acea casă eram undeva la 14 băieți, toți tineri, așa cum am spus, toți fost sportivi, majoritatea din zona Sucevei, însă dacă ne luai la bani mărunți și ne controlai la documente, eram vreo 3 italieni, eram 4 francezi, 2 unguri. Toți vorbim română. Toți din Suceava, știi? Da, dar în felul ăsta așa funcționau lucrurile, foarte mulți români la vremea aia, că chiar au 10 de mii care intraseră în felul ăsta în Marea Britanie, toți din dorința de a câștiga o pâine, de a câștiga un trai mai bun. Ne uitam unii la alții, ne uitam la el și din priviri parcă ne întrebam, mă, dacă ăsta are dreptate și ce stă scris acolo în Biblie, e adevărat. Noi suntem pe nicăieri. Spuneai că erai garda de corp al acestui om milionar. Da. Și nu numai. Și nu numai. Am început cu cluburile mărginași, din zonele mărginași ale Londrei, zone rău famate. Erau zone periculoase? Foarte periculoase. Foarte. Londra și astăzi e un loc foarte periculos, dacă urmărim ultimele știri. Munca pe care noi o prestam era foarte periculoasă. Riscai ne plecam viața de casă în fiecare zi. Noapte, să zic. În fiecare noapte. Însă pe noi, mă rog, și anii eram 20 de ani, 21, 22 de ani, nu ne interesa. Pentru noi era o distracție, luam vest antiglonț pe sub geac în fiecare noapte. Nu mergeai la muncă fără vest antiglonț, adică riscai să... Ți se părea provocator?
Într-un fel, pentru că mi se părea o muncă așa bărbătească, știi, și faptul că seara de seara au scandaluri, bătăi, tot felul de oameni, de bande care veneau, făceau pe acolo tot felul de scandaluri pe care săreau. Ne uităm numai astăzi, să ne uităm un pic numai la Revelionul trecut, la băiatul ăsta, la Tudor. A fost împușcat sau tăiat, înjunghiat. Un băiat de 33 de ani din București, fost canotor de performanță la Dinamo. Nu e un an de zile, adică a fost ucis în centrul Londrei, kilometru zero. Adică n-au avut nicio problemă să scoată o machetă dintre ea, o sabie și să junghe pe băiatul ăsta. Și în ciuda pericolelor care existau acolo, Ghiță Ignat era pe cai mari. Era puternic, nimic și nimeni nu-l... Da, putea spune lucrul ăsta. Da? N-aveam nicio problemă să dau piept cu orice cine. Începusem să ne meargă bine și din punct de vedere financiar. Am început să avem grijă de cluburile, dacă am început cu Valea Mărginaș și am ajuns la un moment dat în centrul Londrei, aveam grijă de câteva cluburi, de cele mai fițoase locații din Londra la vremea aceea. Veneau oameni cu bani foarte mulți și apoi când intri în contact cu oameni cu bani foarte mulți, numai decât te lipești la ceva și n-ai cum să nu, să nu intri în... Deci n-ai cum să rămâi cu buzunarele goale. Îți faci cumva niște relații. Da, îți faci relații și de acolo alte afaceri și alte deal-uri și așa mai este departe. Este un cerc vicios. Un cerc vicios, da, da. Dar am totuși o curiozitate. Da. N-ai simțit în acea perioadă niciodată frica? N-ai cunoscut frica? Nu mi-era frică. Nu ți-era frică de nimic? Frică. Nu mi-era frică de nimic. Nici. Și vezi, trăiam o viață privilegiată. Și de multe ori mă gândesc acum, dau ani înapoi și mă gândesc cât, din nou, acea vârstă a tinereții, cât de periculoasă poate fi. Prin simplu fapt că nu mi-era frică. Nu mi-era frică. Nici de oameni. Nu conștientizai frica, de nici fapt. Nu. Dar totuși, tot în acea perioadă, ai simțit vreodată vreun sentiment de vinovăție pentru ceea ce făceai acolo? Nu, pentru că noi eram concentrați pe muncă. Noi munceam, efectiv. Deci era locul nostru de muncă. Practic, când avea loc un scandal sau bătaie sau ceva, practic noi încercam să protejăm locația respectivă și clienții care își vedeau de treabă, oamenii care veneau acolo să se simtă în siguranță, exact. Uh-huh. Și atunci căutam să respingem atacurile astea, să folosim ceea ce aveam în dotare, spray-uri și mă rog ce asta, deci nu neapărat, n-aveam motive să, adică nu mergeam la muncă, mă duc să fac o infracțiune sau mă duc la muncă să fur pe cineva sau nu se întâmplă lucrul ăsta, deci efectiv mergeai la muncă, era parte din ceea ce, de ce făceam, dar repet, pentru noi era fun, era distracție. Și totuși, la un moment dat, în acea casă a milionarului în casa respectivă era o familie atipic nouă, vouă, să zic așa. S-a întâmplat ceva acolo. Da, o chestie foarte interesantă. În casa respectivă era o familie tânără. Mă rog, era un tip, fratele unuia dintre noi, un tip mai scund, pe nume Vlăduț, și soția lui Lidia. Și, mă rog, nu reușeam să ne coagulăm noi așa, ca și valori, cu ei. Și pentru noi era o chestie așa... Dar cum erau ei? Erau, efectiv, se rupeau de tot ceea ce făceam noi, de ceea ce eram noi, de felul cum trăiam, cum vorbeam. Vorbeau, în primul rând, comportamentul lor era unul deosebit de al nostru. Se purtau foarte frumos, întotdeauna vorbeau foarte frumos și între ei și nu se supărau. Noi am auzit înjurând, nu am auzit vorbind urât. Deci pentru noi era o chestie așa, wow, mă, ce s-a făcut ăștia? Adică, care-i treaba cu ei, știi? Apoi am zis că-s pocăiți, însă la noi mentalitatea de pocăit era, mă, pe pocăiți sunt periculoși. Adică, aveau alte oameni... principii. Da, da, dar pentru noi erau, știi, eu circul în povorul ăsta în popor, că pocăiți sunt oameni care umblă să te amăgească, și noi am început să-i respingem, efectiv, dar în același timp trebuia să trăim cu oamenii ăștia. Sunt partea interesantă că Vlăduț avea obiceiul de a ne chema în fiecare duminică, de a ne invita la biserică la ei, știi? Și ne-a terorizat o vreme. Am refuzat constant, mult timp. Vlad, la un moment dat a venit, eram în cameră și m-a prins într-o pasă mai proastă într-o duminică și mi-a bătut în ușă.
Și îmi zice, uite, la noi la biserică, astăzi e un program deosebit. Și am zis, mă, tu în fiecare duminică e ceva deosebit la program. Am înțeles, întotdeauna e ceva fain și atunci ai momentul, atunci trebuie să fii. Dar uite, te refuz de atâtea luni de zile, te rog în continuare să nu mă deranjez cu invitația asta. Uite, 5-6 săptămâni de acum înainte, în avans să spun că nu vreau să vin, deci nu mă mai... A trecut săptămâna, vă duc din nou la ușă, poc. Am înțeles că nu pot nici măcar să mă mai supăr, el are misiunea lui. Mai târziu, peste ani de zile, aveam să fiu pus în situația lui Vlad, să fac același lucru. Mă rog, mi-a atras atenția Vlad într-o zi prin faptul că la biserică la ei avea să vină un fost sportiv de performanță, un fost boxer din România. Și te-a atras ideea asta? M-a atras ideea pentru că citisem cartea omului ăstuia, acestui frate, are o carte, dumnealui scris, era morb, era cum văd, într-adevăr un fost sportiv de performanță, campion național la box, un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-o pușcărie. Mi s-a părut interesant pentru că îi răsfoise în cartea pe care tot îl duce, mă dăduse, cu câteva luni în urmă. Și a zis, bă, ar fi fain să-l cunosc pe omul ăsta personal. Și ai acceptat să ajungi acolo. Acceptat să merg acolo. Am ajuns la biserică, aveam o tăietură într-o talpă și piciorul mi-era infectat, unul din picioare, că avusese loc un scandal la club și am călcat pe o sticlă. Mi-a intrat așa pe talpa la papuc și pe talpa la picior o bucată de sticlă și se infectase piciorul. Și nu puteam să mă încalț, nici cu pantofi, nici cu Adidas. Și am luat o perie de papuși de casă, dintre ăștia pufoși așa comici, cu cap de Mickey Mouse erau, și într-un training și am ieșit în fața casei. Și am zis, hai să mergem la biserică. Și mi-aduc aminte că Vlad s-a uitat la mine așa. Și a zis, hai că mergi și așa. Zice, numai hai să mergi. Numai hai să te hai să mergem, e atât de bucuros că în ai sfârșit... Ai nevoie de asta. Da. Și mulțumesc Dumnezeu că, vezi, a trecut peste partea asta de forme și de... Ar fi putut spune atunci, bă, nu poți la biserică, uite, noi trebuie să ai încălțăminte, nu știu de care, și atunci... Dar el a știut că în felul ăsta avea, probabil că avea să mă piardă ca și invitat, deci n-am mai aveam să mă întorceam și numai... A reușit să treacă peste forme. S-am ajuns la biserică, l-am ascultat pe omul ăsta, o mărturie extraordinară, cum Dumnezeu i-a atins viața, cum s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un penitenciar, cum și Dumnezeu a greșit la rândul lui, alegând un anturaj nociv. Am fost impresionat. Am stat undeva în spatele bisericii, pe un scaun și exact pe mijloc. Iar în toată perioada asta, omul ăsta de la Amvon mărturisea și mă urmărea așa cu privirea. Și a zis, mă, ce-o fi cu ăsta? Ce se întâmplă? Ce, știi? Ce are cu mine? Mi s-a părut să spui ce are cu mine, dar eu știu, văd un văr, un nepot, un frate, vreo ceva, s-a întâmplat ceva, m-a recunoscut și... Dar a fost interesant, am vrut să plec imediat când s-a terminat slujba, însă cum s-a terminat, oamenii s-au îmbuzit pe ieșire. Eu, la fizicul meu, mai greu, cu o problemă cu piciorul și mai greu, și a trebuit să rămân, am rămas în urmă, efectiv. Iar dumnealui, un tip înalt, așa, de în trei pași, a pus mâna pe mine și a zis, tinerii, vreau să vorbesc cu tine, zice. Și am început să dialogăm un pic, m-a întrebat de unde sunt, ce fac, ce sport am făcut sau ce sport practic. Timp în care vine Vlăduț, îl trage de mânică, face frate și îl întreabă, uite, dacă ai vrea, zice... Și ai putea să vii la noi în seara asta acasă, să știi că acasă mai sunt încă vreo 12 caghiți, zice. Ai avea posibilitatea să le vorbești tuturor în seara asta, dacă ai alege să... Și mulțumesc Dumnezeu pentru fratele ăsta care a acceptat. Și aici o chestie după care eu mă ghidez. Faptul că el a renunțat la momentul respectiv, avea o... avea programat o masă, un restaurant, o chestie cu frații, cu nu știu ce. Efectiv, a renunțat la confortul lui, la o seară faină, cu așa, pentru că a simțit chemarea din partea lui Dumnezeu să fie prezent în casa aia. Și de multe ori noi preferăm să ne facem ale noastre decât să ascultăm chemarea aia, care e o chestie, o chestie fină, da. Poftele, e o chestie, nu știu, bă, plouă, nu mă mai duc. Dar omul are nevoie de tine în momentul ăla și în clipa aia, sau ninge, bă, n-are cine da zăpada, știi? Dar sunt oameni care au nevoie de Evanghelie și au nevoie de mesajul tău și au nevoie de încurajarea ta. Deci să înțeleg că din ziua respectivă în care ai acceptat invitația lui Vlăduț de a merge la biserică, o schimbare s-a produs la tine. S-a produs o schimbare. Acum,
neapărat ceva nu care bruscă, se vadă. Dar nu bruscă, undeva acolo în mintea omul ta. Omul să ajunge acasă, îl iau cu mine cu mașina, ajung acasă, intru în casă, l-așez pe un scaun în living și îmi spune, am înțeles că sunt mai mulți, chiamă și pe ceilalți băieți. Acum am văzut pus eu în situația lui Rădus, care bătea pe la ușă și chema pe oameni, m-am dus eu pe la fiecare ușă și să-i chem pe băieți. Unul fuma narghile, altul bătea în sacul de box, altul juca, aveam campionate pe Xbox, câte nebunii, altul, și toți, băi, veniți până jos, zic, a venit un om să ne zică ceva. Și mă întrebam toți, dar... Nu le-ai spus mai multe. Dar n-aveam, dar nu știam. Nu știai nici tu prea multe, da. Băi, zic, uite, a venit să ne zică. Păi zice, ce vrea să ne zică? Zic, veniți și-l ascultați, dar e campion la box. Și când le spuneam că e campion la box, au venit. Hai domnule, că vin și eu, pac, lăsau fiecare aia și cobora și... Ne-am așezat în jurul acestui om. El a deschis scriptura și a început să ne vorbească din cuvânt. Și e interesant că dacă fiecare, când am intrat acolo în cameră, au intrat fiecare așa încordați în mușchi, ăla nu era felul în care mergeam, nu era o chestie că trebuia să facem eforturi deosebite, așa, stai 3-4 ore pe zi, în fiecare zi în sală, felul ăla mergi. Și a început omul ăsta să ne vorbească din cuvânt, din scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu, după jumătate de oră de vorbire acolo, îți spun că s-a desumflat așa mușchii pe noi, ne uitam unii la alții, ne uitam la el și din priviri parcă ne întrebam, mă, dacă ăsta are dreptate. Și ce stă scris acolo în Biblie e adevărat. Noi suntem pe nicăieri. Și suntem bai și amoare. Viața noastră e pe nicăieri. Pentru prima dată în viața mea, la nivelul minții mele, s-a ridicat întrebarea, dacă eu pierd la noapte, ce se întâmplă cu sufletul meu? Ce se întâmplă cu sufletul meu? Adică să termină totul la mormânt? Despre asta e viața? Despre o groapă? Și un sicriu și atât. Adică e ceva dincolo de toată treaba asta. Da, am auzit de la părinți, am mers la biserică, la Paști, la Crăciun, la diferite sărbători, am auzit. Dar nu era o chestie serioasă pentru mine, nu era ceva care să-mi dea de gândit. Am avut așa o chestie, nu mi s-a mai întâmplat până atunci. Pentru prima oară am simțit că îmi fuge un pic pământul de sub picioare. Pentru prima oară ai simțit frică? Crescusem împins de mentalitatea asta de făcusem sport, de mentalitatea asta de campion, de învingător, trebuie să faci, trebuie să fii cel mai puternic, cel mai tare, cel mai... până unde? Unde vrea să fie o limită? Unde? Deci lucrurile astea, pentru prima oară m-am întrebat, mă, dacă pierd, lucrez, aveam o muncă periculoasă, puteam oricând să... Munceam periculos, trăiam periculos. Și chiar și așa ai continuat cu această activitate. Chiar și așa am continuat. Acest frate a plecat, noi ne-am întors la ale noastre, însă părtășia noastră a ținut undeva de la 9 până seara la 4 dimineața. Nu l-am lăsat să plece. Toți au avut întrebări, toți, domnule, cum e cu aia, cum e cu cealaltă, cum e... A stănit o curiozitate în inima noastră. A câtorva de acolo. Uh-huh. Și am început să căutăm. Am început să merg la biserică, am început să accept mai des invitațiile lui Vlad. Am început să merg la biserică, cu toate că în primele săptămâni am avut impresia că acolo la biserică, eu știu, Vlad trage cu urechea pe la ușă, mai ascultă cam ce se întâmplă cu mine, îi spune la pastor și împreună fac o predică. Ți-ai făcut așa un scenariu. Da, dar era atât de evident, pentru că în fiecare săptămână, din predica care era acolo, zicea că e făcută efectiv să mă mustri pe mine. Și felul în care eu trăiesc. Deci asta simțeam. Simțeai că e pentru tine. Simțeam o mustrare. Și am zis, băi, oare se poate ăștia să stea de vă pregătească? Păi, sunt câteva sute de oameni, măi. Cum e numai pe mine, mă văd aici, din atâția... Asta a fost foarte impresia. Interesant. După aceea am înțeles că Duhul Dumnezeu îmi cerceta inima și îmi spunea... Și, de fapt, ce îmi spunea? Că am nevoie de pocăință, am nevoie de Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ai nevoie am nevoie de schimbare în viața mea. Ta. Și o nevoie de o schimbare aici, la nivelul minții. Metanoia. Schimbarea minții. Doar că problemele nu se termină. Afli că ești căutat de poliție și de mafia de acolo. Afli că ești căutat de poliție, da. Și de ceva băieți răi. De ceva ce voiau de la tine? Bad boys. Și de ce? Nu intru, prefer să nu intru în detalii, dar... Scurt, așa. Da. Mă rog, într-un fel sau altul îi supărasem.
că degeaba nu te caută nimeni să te puști, știi? Îi supărasem și m-au amenințat cu moarte. Efectiv, pe cineva care a înregistrat mesajul, a venit, mi l-a redat, am înțeles că e o treabă serioasă, erau niște oameni serioși. Pe de altă parte, eram căutat de poliție, eram căsătorit atunci, foarte, foarte tânăr. David, primul nostru prunc. Avea și un copil la momentul acela? Da, avea numai vreo 7 luni de zile. Eram pus în situația în care trebuia să îi protejez în primul rând pe ei. Și am înțeles că dacă cineva caută să-mi facă rău mie, prima oară să vă atingi de ei. De familia. Și mai devreme sau mai târziu vor afla unde locuiesc, cu toate că aveam grijă să stau cât mai retras din punctul ăsta de vedere. Familia era pusă. Dar am înțeles că unde mai devreme sau mai târziu vor afla și am vorbit, s-a mers, am discutat cu soția mea, i-am spus, uite, a fost foarte, foarte deschis și foarte sincer și zice, asta și asta e situația. Trebuie să vă trimit acasă în România ca să fiți safe, să fiți în siguranță. Și eu am să stau pe un pic așa ascuns, să-mi rezolv problemele astea. Și probleme legale cu un avocat și cu băieții ăștia, am să le rezolv. În câteva luni mă duc înapoi. Soția mea a... De parcă ar fi fost așa simplu, nu? Bă, pentru mine totul părea simplu. Adică eu nu chiar aveam probleme. Chiar și atunci. Deci, nu ți era frică? Nu mi-era frică și știam că orice ar fi, trebuie rezolvat. Adică mă simțeam în stare sau un fel sau altul. Trebuiau rezolvat lucrurile, da. Înțeleg. Cum a reușit să scap de ei? Soția mea a stăruit foarte mult de mine. Eram tineri amândoi și au zis, uite ce se întâmplă. Noi nu plecăm fără tine. Ori vii și tu și stai cu noi câteva luni de zile acasă. Ori rămânem împreună aici. Cum tu hotărăști? Și am zis, bă, nu se poate. Nu. Deci ori mergem împreună, ori rămânem împreună. Deci uite, l-ai pe Tony. Tony era unul din băieții cu care am relație cea mai apropiată acolo. Era ca și fratele meu, cel mai bun prieten al meu. Deci Tony se ocupă și de business în continuare, se ocupă și de problema asta cu un avocat, se ocupă de tot. Și cu băieții ăștia au să discut el. Și mă duc să am vorbit și cu Tony, a fost de acord, Tony știa situația, a zis, mă, stai câteva luni de zile deoparte și stai liniștit, că aici lucrurile vor merge în continuare. Deja eram la un nivel, câștigam, dar trecuse o perioadă de 5-6 ani de zile în care noi muncisem greu, riscasem mult ca să putem să ne la nivelul ăsta. Acum eu eram pus în situația în care trebuia să las totul și să plec. Și să te retragi. Să mă retrag. I-am pus pe ei la avion, nu puteam să ies cu avionul pentru că eram dat în consemn și la frontieră și aș fi fost reținut, bănuiam eu pe loc. Am hotărât să ies prin Țara Galilor printr-un port. Trebuia să ies, Anglia e insulă, trebuia să ies cumva. În not nu puteam, trebuia să găsesc o soluție. Și am ales un port din Țara Galilor. Timp în care mergeam, cineva îmi conducea mașina, mă ducea acolo să iau vaporul spre Irlanda. Am avut așa o chestie, nu mi s-a mai întâmplat până atunci. Pentru prima oară am simțit când fugi un pic pământul de sub picioare. Pentru prima oară ai simțit frică? Nu, sau e mult spus? Nu frică, nesiguranță. Nesiguranță. Da, deci pentru prima oară când n-am putut să mă... Să controlez situația. Să controlez situația aia. E un sentiment ciudat. Pentru că dacă... Orice ar fi fost în trecut, o rezolvam într-un fel sau altul, trebuia să poată rezolva cu bani, cu una, cu alta. Acum mi-am pus situația în care nu mai ținea de mine, nu mai depindea de mine. Mi-am adus aminte de Dumnezeu pe care omul ăla mi l-a vestit în noaptea aceea în casă. Și Dumnezeu pe care pastorul a menționat teamul la biserică și predice și așa mai departe. Un Dumnezeu care și că ascultă pe păcătoși, interesant, știi? Și am spus, ok, acum cred că putem să avem un dialog. Știi, cred că e momentul să putem să discutăm un pic. Și am simțit nevoia să fac un deal cu el. Am zis, uite, nu știam să mă rog, nu știam termeni, nu știam efectiv să folosesc, nu știu ce. Dar am zis, uite, dacă ascult pe păcătoși, pe nenorociți, și am fost gata, vezi, e o chestie interesantă, am fost gata să recunosc că sunt unul dintre nenorociți. Deci n-am avut o problemă cu asta. Ăsta sunt, știi? Era un pas deja. Era un pas, dar fără să-mi dau seama, să conștientizezi. Zic, uite, ăsta sunt, numai că eu am pe ăștia pe urmele mele, știi, și pe unii și pe alții. Cum facem să ies de aici și să ajung acasă? Vorbeai cu efectiv, la nivelul minții, da, vorbeam cu... Efectiv, căutam un deal, căutam să fac o înțelegere. Zic, uite, știu că sunt lucruri pe care le fac și nu e ok. Și, uite, dacă mă ajut să ies pe insula asta, fără să fiu arestat, fără să întâmple nimic, sunt 3 lucruri
pe care, umblând la biserică, am înțeles că nu sunt ok să le fac și sunt gata să renunț la ele. Cu tare, cu tare și cu tare. Mi s-a părut că am pus ceva pe masă, adică aveam ceva de dat la schimb. Și neînțelegând cât de mare Dumnezeu, cât de măreț, cât de... Dar nebunia aia mea, în mintea aia mea, ai făcut o promisiune. Am făcut o promisiune. Am mai trecut vreo 50 de kilometri, am mai renunțat la vreo 2-3 lucruri care... Am mai adunat la alea. Mai puneai pe listă și altele. Mai punem și altele pe listă, da. Acea promisiune. Da. Am ajuns la un moment dat în fața portului, acolo unde trebuia să mă îmbarc. Și am zis, uite, am luat geanta pe umăr, am zis, pot trebuie la mașină și am zis, uite, dacă mă scoți de aici, eu mă pocăiesc. Da. Și pe moment am simțit că am avut o promisiune mare. Că am zis niște cuvinte cumva cu greutate. Cum? Îți părea rău, cumva? Nu. Am trecut prin punctul ăla vamal. Nu atunci, în momentul ăla nu mi-a părut rău. Uh-huh. Am trecut prin punctul ăla vamal, cum am intrat aici la voi, în platou, nu m-a întrebat nimeni de pașaport. Așa nu m-a întrebat acolo. Nu a biletul a vrut să-l vadă. Deci n-a fost nicio problemă. Nicio problemă. Am trecut în partea cealaltă, m-am văzut pe vas și am zis, wow, cât de ușor a fost. Adică, dar întrebarea care a venit la mintea mea, prima întrebare a fost, cine m-a pus să fac așa o promisiune, când a fost atât de ușor? Și mi-a trebuit mie să promit eu că mă pocăiesc, nu de ce ușor a fost. Adică te-ai fi putut descurca și singur. Și singur, asta a fost ideea. Eu n-am înțeles, ce n-am înțeles eu, faptul că eu am lăsat am avut nevoie de o înțelegere. Și Dumnezeu a spus, Ridighiță, sunt gata să fac o înțelegere cu tine. Eu, Dumnezeu, care am creat cer, pământ, tot, universul, tot, mă aplec asupra unui nenorocit ca tine și accept să fac un deal. Uite, partea mea de înțelegere. N-am înțeles treaba asta. Eu am crezut că s-a întâmplat pentru că așa trebuia să fie. Oricum ar fi fost, oricum ar fi fost așa. Ai înțeles? Deci urmează să stii tu pe asta. N-am priceput și ar fi fost bine și înțelept pentru mine să înțeleg lucrurile astea de atunci. Ajung acasă în România, mă plictisesc de moarte, plec în America. În America am început cariera în arte marțiale mixte. Mă duc la San Diego, la o sală de MMA, îți bătăile alea în cușcă, arte marțiale mixte. Wow, un sport și mai dur. Lupte, un sport și mai dur. Sau cum se numește Da. Arte marțiale mixte sau MMA, Mixed Martial Arts. Și ajung în America... Șansa să mă antrenez acolo cu campioni, cu frații Noghira, cu Junior Dos Santos, cu frații Ribeiro, cu unii cei mai mari campioni din lume la respectivul sport. Mă învăț, deprind destul de repede toate mișcările, intru după primele șase luni de antrenament, având background-ul din lupte greco-romane, intru în cușcă după primele șase luni, da, câștig meci și am început să câștig meciul rând. Ajung în România, vin acasă, cu dorința de a veni și a rezolva cumva problema vizii pentru soția și copilul meu. Uh-huh. Între timp, îmi face cu ochiul Australia. Ai plecat și în Australia? Am plecat și în Australia. Ar trebui să mă întorc în America. Cumva în România nu te regăseai. Nu mă puteam. Eu eram învățat în Londra la ora 2-3 dimineața. Era mai mare trafic pe unele străzi ca ziua. O nebunie. Am ajuns la Suceava după 5 ani, 6 ani de Londra, unde puteai să tragi cu turnul la 11 noaptea. Nu era nimeni pe stradă. Cea plictiseală pentru mine a fost o schimbare. Nu mă puteam acomoda. În Australia cât ai stat? Am stat și în Australia pe câteva luni de zile. După care m-am întors. În România? M-am întors unde în aveai România. Să afli că cel mai bun prieten al tău, Tony, da, a fost? Da, aveam să aflu, am primit un telefon într-o dimineață pe la 5 și la capul ăla de fir un băiat masiv ca mine, așa un băiat foarte dur, plângea. Dar plângea așa ca un copil, zic, mă, ce s-a întâmplat? Și printre suspine spune, Tony a fost împușcat, zice. Cel mai bun prieten al meu, da. Am rămas șocat, a fost devastator. Pentru zic, mă, unde l-am pușcat? În picior, în spate, în piept, ca să aflu cât de grav. Vreau să știu cât e de gravă situația. Și îmi spune, a fost împușcat în cap. Și când am spus lucrul ăsta, am înțeles că n-am să-l mai văd niciodată pe Tony. Am fost acolo, am început să plâng, dar să urlu de durere. Am avut o perioadă în care îmi doream răzbunarea, nu știam unde, cine, ce să faci. Eu deja era un număr de luni, de zile de când eu plecasem de acolo, dar pentru prima oară am înțeles că poate că n-a fost la voia întâmplării să plec de acolo, știi?
și totuși, pentru prima oară m-am gândit la lucrul ăsta. Bă, da, de ce trebuie? Am fost să împins să plec de acolo, fugărit efectiv. Aș fi putut să fiu în locul lui Toni oricând. Crezi că moartea lui Toni a fost un semn mare pentru tine? Da, a fost, însă nu l-am luat ca atare. Aș fi fost încă un moment în care aș fi putut să cumpăr stop. Îmi dedic viața Domnului și de aici încep în Hristos. Dar n-ai făcut asta. N-am făcut, din păcate, n-am făcut asta. Am mers mai departe, am venit și în Australia, am avut ceva sume de bani în care am investit într-o sală de MMA. Am deschis a doua sală de MMA din România, după cea de la București, a lui Tudor Mihăiță, cu pușcă, cu toate. Am început să lupt și în țară și în străinătate. Eram și pe la televizor și prin ziare și pe colo și pe colo. Într-un cuvânt, viață bună, văzută din exterior. Uh-huh. Aveam talentul ăla să afișez poiala aia, știi, totul scripitor, totul fain. Însă, în interior, familia era praf, aveam doi copii, eram în prag de divorț. Eu eram praf, sufletește. Deci tu cu soția ta nu era într-o relație bună. Deloc. Sufletește, eram praf. Deci, la exterior arătam cumva că lucrurile ar fi bune. Ambalajul era perfect. Era perfect. Înăuntru era dezastru. Însă duceam viața asta. Cine s-ar fi uitat la mine, mă, casă bună, mașină bună, business, sportiv, familist. Prima picătură de... prima lacrimă aici pe brazul drept, mi-amintesc. Și o șterg așa, știi? Și mă citesc un pic și pe stâng. Și încă un pic și pe dreptul. Surprinzător pentru tine. Foarte surprinzător. Nu mai plânsesc nimic când eram copil. Puține lume spre deloc știau, practic familia mea habar nu avea de viața dublă pe care o duceam. Pentru că eu în timp ce făceam toate lucrurile astea, aveam surse de venit relativ constante, dar bănoase, să zic așa, adică destul de consistente, substanțiale, care nu erau deloc legale. Uh-huh. Înțelegi? Și, mă rog, la un moment dat avea să întâmple ca într-o dimineață, după ce a murit Toni, la câteva luni de zile, mai bine de câteva luni de zile, într-o dimineață, la ora 6, să-mi bată cineva la ușă. Și, bineînțeles, era poliția, eu n-am știut, soția mea, mi-am spus, uite că e poliția. Sunt arestat pentru presupuse fapte întâmplate în Australia. O numită fraudă informatică și mai nu știu ce. Sunt dus pe arest la Suceava și acolo începe tăvălucul. Acum îmi amintesc oarecum, zâmbesc și îmi face plăcere să-mi amintesc toate momentele alea, pentru că știu că de acolo a plecat schimbarea care Dumnezeu avea să o facă mine. Da. Uh-huh. Ajung acolo și încep ziarele și media, încep așa. Să scrie. Și dai și dai și dai și o zi, două, trei ani, băi, mai opriți-vă. 7, 8, 10, zi de zi. M-a afectat, da, pentru că eu aveam impresia că eu sunt băiat bun. Da? Deci eu am impresia că dacă mă trebuie... Imaginea mea, eu un băiat bun. Ce dacă făceam, luam bani, goleam mii de conturi, că doar de acolo dădeam și la săraci, dădeam și la ea bolnavi, le-a luat casa, apa, la nu știu care, m-am dus, m-am implicat. Adică eram băiat bun, da. Mă rog, cineva, un fel de Robin Hood m-a numit cineva din autorități la vremea aia, pentru că și ei au văzut că eu împărțeam efectiv, deci nu mă jucam, știi? Adică nu ținam totul să... Totul pentru tine. Da, nu, împărțeam, aveam grijă întotdeauna să împart, știi? Și aveam impresia că făceam ceva bun, adică și în relația cu Dumnezeu pe care o aveam eu atunci, aveam, știi, mă uitam... Totul e ok, uite, adică vezi că nu țin pentru mine, îmi part și așa mai departe. Deci asta era, și am observat lucrul ăsta de câte ori ne raportăm la cei din jurul nostru, la apropiații noștri, la cei din jurul, totdeauna o să ne vedem pe noi mai un pic mai sus, nu? Mai bun, mai de treabă, mai cum se cade, mai pocăit dacă vrei, mai credincios, mai tot când te raportezi. Singurul moment când poți să ai o imagine reală despre tine este când te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu și când te raportezi la valorile pe care Iisus Hristos le lasă acolo în Evanghelie. E grozav. Pentru că atunci vezi pe unde ești, vezi cine ești. Și în momentul în care am văzut lucrurile astea, am căzut pe genunchi, acolo în arest. Am căzut. Ai ajuns la închisoare. Care erau trăirile tale acolo? Am fost foarte dezamăgit. Am fost foarte, foarte dezamăgit de prieteni și de apropiați, în primul rând. Ai simțit pentru prima oară că prietenii tăi, de fapt, nu erau
chiar așa de prieteni? Nu și erau că prieteni. Nimeni nu-ți mai era alături? Nu, nu, exact, exact, ăsta a fost sentimentul. Și nu doar am simțit, așa a fost. Știi? Mulți din cei pe care eu îi consideram aproape, nu doar că s-au depărtat, au luat și ei pietre și po. Am încercat singur să trec. A? Relația cu soția nu era una bună, prietenii te-au marginalizat. Așa. Ai ajuns la închisoare și te simțeai societatea m-a marginalizat în, și societatea, în, da, corect. Da, da, prin tot ceea ce s-a scris și tot ceea ce se presă, vorbea prin și media. Tot. Da. Ajungi să te întrebi despre ce e vorba, cine sunt, încotro merg și de unde vin, știi? Cam astea sunt întrebările. Și, mă rog, am avut șansa să mă cercetez. Ai un timp liber acolo, ai tot timpul din lume, poți să cercetezi, poți să meditezi, să vezi ce am făcut, când, cum, de ce, toate lucrurile, la pas cu pas, pas cu pas. Același frate care a venit la Londra în casă în acea noapte, vede la televizor că am fost arestat, își croiește drum printre Troieni, care era o iarnă cu multă zăpadă, și mă trezesc cu el la arest, vizitator. Mă cheamă gardianul, domnule, ai vizită. Zic, dar nu-i zi de vizită. Da, am crezut că e vreun ofițer, un anchetator. Când mă duc, acest frate, care mi-aduce două cărți și e vorba de fratele Vasile Tofan de la Galați, care astăzi misionează prin pușcării și dumnealui, mi-aduce două cărți cu mărturile unor foști sportivi care au greșit, au ajuns prin pușcării și într-un final s-au întors și la Dumnezeu. Ajung în cameră, încep să citesc mărturia unui dintre ei. Citesc și prima picătură de, prima lacrimă aici pe brazul drept mi-amintesc. Și o șterg așa, știi? Și mă citesc un pic și pe stângul. Și încă un pic și pe dreptul. Surprinzător pentru tine. Foarte surprinzător. Nu mai plânsesem de când eram copil. Era interesant, știi? Și zic, băi, ce se întâmplă? Mă uit în cameră, 4-5 oameni, nu pot să plânge acolo. Nu poți să plânge, e bun plânsul, plânge acasă, plânge în baie, plânge pe grădină, plânge unde... Ai înțeles? Dar nu plânge în pușcărie. Acolo trebuie să arăți cât ești de puternic, cât ești de tare, că nu te poate doboră nimeni, cât ești de bărbat, că tot acolo. Ori eu îmi curgeau lacrimile și nu puteam să opresc și nu puteam să controlez treaba asta, înțelegi? Nu mă puteam lăsa de cartea aia, că eram topit, da. Și în același timp, începeau să-mi curgă lacrimi, mă uitam la ea din cameră, am încercat să mă dau pe o parte, să nu mă vadă, să-mi pun fesul, să mă ascund cumva. Am văzut că nu pot să fac lucrul ăsta, mi-a dat seama că băieții ăștia au văzut, m-a ridicat în picioare și zic, bă, băieții, de care-i treaba? Nu mi-e dor de mamă, de tată, de părinți, de copii, de nimic. Plâng și nu știu de ce plâng. Efectiv. Nu mai știam cum să... Am căutat să mă justific în fața la colegii. Încă eu din mine, bărbatul din mine, băieți, uite, asta e treaba, plâng și nu știu. Erau doi frați din Vatra Dornei, amărunței așa, stăteau pe marginea patului, s-au uitat așa la mine. Doamne, dacă vrei să plângi, că noi n-am fi nimic, zici, e ok, zice, noi. N-am văzut, mi-am dat seama că degeaba... Ei și-au dat seama că se întâmplă ceva cu tine. S-au dat seama, dar oamenii, mă rog, nu vreau să... Nu erau curioși, nu vreau să... Erau cu gândurile lor. Cu ale lor, cu... Și nici n-ar fi vrut să mă super în vreun fel. Deci oamenii zic, dom'le, fă-ți treaba, plângi, noi n-am văzut, n-am auzit nimic. Zic, mă, degeaba caut să mă justific, de ceva ce nu pot să controlez. Am chemat gardianul, l-am rugat să mă scoată la zona de dușuri, o zonă mică așa, dar acolo eram singurul loc unde puteam să fiu singur. Era o chestie, aveam în minte un lucru, vreau un pic să vorbesc cu Dumnezeu și aș fi vrut să-L întreb anumite lucruri, aveam impresia că a uitat de faptul că eu am fost și băia bun. Odată, nu numai băia rău. Și acum căutam un loc potrivit unde aș putea să-i explic Dumnezeu, să-i aduc aminte, poate a uitat, că eu am făcut și fapte bune. Că totul se întâmpla, stă de anapoda, că am zis, numai pe alea rele, le vezi... Ți se părea că ți se întâmplă o nedreptate? Nu neapărat. Nu. Întotdeauna okay. mi-am asumat acceptai lucrurile. Acceptai oarecum, dar nu te puteai împăca cu ideea că se întâmplă. Se întâmplă. Adică... M-am dus acolo pe genunchi, am început, am dat drumul la dușurile aia, m-am prăvălit pe o podea murdară și am lipit fruntea acolo și am zis, uite, ăsta sunt. Dar așa cum am zis, începeam cumva să mă justific, să căutam să mă justific. Ori cuvântul Dumnezeu spune că toate faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea Lui. Abar n-aveam, trăiam cu impresia că faci milostenii și faci fapte bune, ești împăcat cu Dumnezeu. Adică chiar dacă tu iei de unde iei,
Păi da, și Dumnezeu partea lui. Cumva îl băgam pe Dumnezeu partenerul meu de lucrurile murdare pe care eu le făceam, înțelegi? Deci asta era mentalitatea. Și cred că majoritatea oamenilor care fac lucruri... Cumva îți doreai să te accepte așa cum ești. Pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să-i aduc aminte că și-am fost și băiat bun. Adică chiar a uitat de lucrul ăsta, știi? Asta a fost timp de câteva minute după care am înțeles că am nevoie de pocăință. Acolo, pe podeaua aia murdară și... S-a produs schimbarea. Cred că acolo a fost întâlnirea mea personală cu Domnul Iisus, cu Mântuitorul, efectiv. E un moment în care mi-aduc aminte cu mare, cu mult drag. Cu mult drag. După câteva minute în care încercam să mă justific, mi-am dat seama că am nevoie de pocăință, că am nevoie să-mi recunosc starea de mizerie și de păcat, că am nevoie de o schimbare, am nevoie de Hristos, efectiv, că am nevoie să-L accept. Și la un moment dat știu că repetam în rugăciune lucrul ăsta și spuneam, uite, dă un sens nou vieții mele. Sau ia-mi viața și cu totuși, hai să o terminăm aici. Că nu mai înțelesesem acolo că n-avea rost să mai trăiesc ceea ce am fost. Și dacă Dumnezeu era gata să schimbe ceva, să dea un sens nou, eu eram bucuros să primesc lucrul ăsta și să merg înainte. Dacă nu, n-ar fi avut rost, din punctul meu de vedere, la momentul ăla, să mai trăiesc. Pentru când înțelegi lucrurile astea și cum se treaba cu Dumnezeu și când începe Dumnezeu să te facă să înțelegi, efectiv nu mai... Iată că încă o dată viața bate filmul. Da. Ce înseamnă să fii pocăit? Înseamnă să schimbi ceva aici. Corect. Cuvântul pocăință nu e un cuvânt inventat de pocăiți. E o poruncă lăsată de Dumnezeu în Biblie. După cât timp ai fost eliberat și ce s-a întâmplat după ce ai ajuns acasă? Am ajuns acasă după câteva luni. A fost o perioadă de arest preventiv. Am ajuns acasă după câteva luni de zile. Soția mea îmi dă o veste cel puțin... să zic, șocant, așa pentru mine, a zis, domnule, m-am hotărât să mă pocăiesc. Și zic, dar ce te-a lovit? Ce s-a întâmplat? Zic, uite, problema este că eu nu mai pot trăi cu tine în cuplu și am înțeles că am două variante, să mă pocăiesc sau să divorțez. Dar, iarăși, niște surori m-au făcut să înțeleg din cuvânt, din Biblie, că nu pot să divorțez când vreau eu. Așadar, rămâne singură variantă, să mă pocăiesc. Cea mai bună variantă. Cea mai bună variantă, da. Și uite, zice, mai am două luni și am botezul. Deja de o lună merg la cateheză, mă pregătesc și am zis, wow. M-am dus iarăși, m-am întins în dormitor în pat și m-am gândit, Doamne, oare așa nenorocit să fi fost, așa un câine să fi fost, așa în relația asta, adică dacă eu, așa cum aveam impresia că am fost, că eram un băiat bun, aveam impresia că am fost și un soț bun. Adică să nu crezi că eu știu. Mă uitam și ziceam, să fac rău, să fac... Nu, aveam... aduceam bani în casă, puneam bani pe masă. Adică, din punctul meu de vedere, asta făcea un soț bun. Confortul în care se trăia, adică nu erau chestii... Situație... Mai trebuia să mai ofer și altceva, dragoste, eu știu, alte feluri de sentimente. Adică nu aveau rostul din moment ce... Sau cel puțin așa gândeam, un soț bun, confortul cu tare, cu tare... Și să zice aleluia și își face, și face lucrurile și trăiește așa cum îl tăiai capul. Ori lucrurile nu era, n-aveau să stea așa și nu erau cu două. Ghiță, n-aș vrea să trecem mai departe până nu... ai vrea să-mi explici puțin ce înseamnă a fi pocăit sau a te pocăi? Pentru că n-aș vrea ca cei de acasă să înțeleagă că a te pocăi înseamnă doar a trece de la o religie la alta, de la religia tradițională. Pe mine mă întreabă mulți ce religie am. Și eu spun creștin. Și spun, bine, dar creștin de care? Uh-huh. Și eu spun creștin. 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 Adică creștin, care vine de la... cuvânt care se trage din care înseamnă ucenic al lui Hristos, al lui Hristos. Hristos, da? Și asta cred și asta vreau să cred că sunt un ucenic al Domnului Iisus. Prin ceea ce fac, prin felul în care trăiesc, prin felul în care gândesc, prin felul în care mă raportez la apropiații mei, la oamenii din jurul meu, la lume, la tot, la societate, la absolut tot. Ce înseamnă să fii pocăit? Înseamnă să schimbi ceva aici. Corect. Cuvântul pocăință nu e un cuvânt inventat de pocăiți. E o poruncă lăsată de Dumnezeu în Biblie. Pentru tot felul, pentru toate ramurile de creștini sau pentru creștini din toate denominațiunile. Cuvântul pocăit vine din grecul metanoia, care înseamnă, tradus mot-a-mot, înseamnă schimbarea
minții. Efectiv, trebuie să schimbi ceva aici. Practic, asta înseamnă să te pocăiești, să schimbi ceva aici și aici. Nu este dacă, doar un nume de fațadă care, cumva, în fața oamenilor ar trebui să te facă să pari mai bun, deși nu ai fi. Trebuie, cum ai spus tu, să se întâmple o schimbare la tine în suflet. Dacă cineva are impresia că poate să-și asume numele ăsta și încearcă să pară mai bun, eu trebuie să spun că am fost suspectat de multă lume de faptul că n-a fost o întoarcere sinceră la Dumnezeu, ci că am făcut lucrul ăsta pentru că aveam niște procese, aveam niște probleme și aș fi vrut să dau impresia că sunt băiat bun, că m-am bucurit, că m-am liniștit, dar cumva să pot să amăgesc autoritățile și să fac în continuare, să scap și apoi să mă întorc la viața mea cu nebuniile mele. Ori, slavă Domnului, că uite, au trecut anii, am avut parte și de o condamnare și de un timp petrecut în penitenciar și au trecut ani și a trecut timpul și ajutat, bineînțeles, de Dumnezeu, am reușit să rămân vertical, să rămân credincios Domnului prin toate deciziile pe care le-am luat, prin absolut tot și prin ceea ce fac și astăzi. Încerc să și mă lupt să fiu credincios de Dumnezeu prin absolut tot ceea ce fac. Povestea continuă, pe lângă faptul că 85% dintre prietenii tăi nu ți-au mai fost alături, iar situația financiară nu era una roz, tu ai ajuns din nou la închisoare? Am ajuns, dar până acolo aș vrea să un minut să mă opresc. Sigur. La momentul în care hotărăsc să fac legământ în apa botezului. Și aș vrea să precizez că e un lucru pe care orice creștin trebuie să-l facă la maturitate. Discutând cu soția mea, am întrebat-o, domnule, da, zic, tu ai luat botezul când ai fost botezată când erai mică, ca și mine. Ce rost mai are să mai facem un botez? Adică nu și-are rostul. Și m-a întrebat o chestie interesantă. Zice, păi tu ai fost botezat, nu? Da. Și mă întrebă, cum a fost? Bună întrebare. Cum a fost? Zic, cum a fost? Păi, nu știu cum a fost. Sunt fotografii, sunt... Era mic. Nu, dar cum a fost? Îți aduce aminte? Ce ai spus? Ce ai mărturisit? Deci botezul e mărturia unui cuget curat. E mărturia unui om care înțelege ce se întâmplă, care e gata să accepte pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor și spune, da, astăzi sunt gata să-L accept. Face conștient. Conștient. Păi zic, n-aveam cum. Eu am mărturisit cu tare, nașul, păi zice, vezi? Și de acolo am început să înțeleg că și eu am nevoie să fac lucrul ăsta. Și a fost o luptă, pentru că ea deja avea programat botezul. Iar între noi, relația era ca șoarcii și pisica. Eram așa și... A fost o luptă 2 luni de zile la nivelul minții, dacă să fac și eu lucrul ăsta, să intru și eu în apă în ziua în care ea intra în apă, să-L mărturisesc și eu pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în ziua în care ea avea să facă lucrul ăsta, sau să mai las să aștept. Un gând îmi spunea să mai las să aștept, că n-avea rost, adică să văd ce se întâmplă cu ea prima oară. După aia mai erau vreo 20 de copii acolo, 18-19 ani, zis, un gând îmi spunea, Dumnezeu, tu ești ursul carpatin, ții trebuie să-ți facă un botez special cu tot, fastos, cu lăutari, cu tot, nu pune, te bași tu cu copiii aia în apă acolo, lasă, treacă acum, așa-i să faci tu. Era un gând de la vrăjmaș, de la cel rău, care încerca să mă împiedice. Nu erai suficient de... Oamenii trebuie să înțeleagă că diavolul va lupta până în ultima secundă, ca ei să nu ia hotărârile care trebuie. Privitoare la viitorul lor, la relația lor cu Dumnezeu, până în ultima secundă să spune mine, nu și nu și nu. Dar un gând care l-am avut o zi înainte, în ultima zi înainte de botez, a fost un gând atât de ca o voce în urechi care mi-a zis, Ghiță, dacă mâine nu intri în apă să mă mărturisești ca Domnul și Mântuitor, niciodată, dar niciodată nu-ți va mai fi îngăduit să faci lucrul ăsta. Gândul ăsta m-a pus așa într-o situație în care am zis, nu contează ce se întâmplă, cât voi fi de judecat, ce vor zice oamenii, eu trebuie să fac lucrul ăsta, da. Da. La ora 12 noaptea, sâmbătă noapte, înainte de botez, m-am dus la pastor la ușă, la 12 noaptea am trezit pe om din somn și am zis, nu vreau să fiu botezat. Și am zis, Doamne, dar știu, catehez, sunt niște rânduieli și am zis, Doamne, știu și dacă ar fi să dau timpul înapoi, le-aș ține toate. Că e ok, sunt anumite reguli care sunt foarte ok și care biserica... Dar uite, asta e situația, uite apa. Familia Etiopian și cu Filip, știi, uite apa, adică... De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în mod normal trebuie să trec prin cateheză, 3 luni pregătire, nu știu ce. Însă asta s-a întâmplat. Diavolul s-a luat până în ultima secundă ca eu să nu iau decizia care îi trebuie. Și sunt convins, dacă eu nu-L hotăream în ziua aia să mă împac cu Dumnezeu și să mărturisesc în apă, astăzi noi n-am mai fi fost aici să discutăm. Garantat, 100%. Și am și un feeling așa, și o chestie personală, un gând personal care, de câteva luni încoace, dacă eu nu m-aș fi întors la Dumnezeu, astăzi nu mai eram în viață. Nu știu de ce, e o chestie interioară. Simți așa. Simt eu asta, da.
A trecut, am intrat în apă, a doua zi cu soția de mână, împreună l-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Soția 24 martie 2013, da, soția de mână. A fost o chestie interesantă pentru că oamenii intră în apa botezului și ies de acolo și au așteptări de genul, Domnule, lasă acolo păcatele mele, viciile mele, toate problemele acolo în apă și... E ok, dar cumva... nu, pocăința e un proces. Corect. Durează, așteptările astea nu sunt realiste. Dar la noi, dacă s-a întâmplat ceva, efectiv, a fost în minute sau ore de după botez, a fost ca Dumnezeu să pună familia noastră înapoi. Se simțea schimbare între da, voi, da. Nu? Deci Dumnezeu a reabilitat relația noastră de soț și soție. Deci a fost extraordinar, a fost dragostea aia care vine din el. E ceva grozav. E o dragoste care numai Dumnezeu poate să pună. Dacă până acolo eram în punctul ca noi să divorțăm și poate la două, trei zile aduceam în discuții subiectul ăsta, din momentul ăla Dumnezeu a umplut inimile noastre de o dragoste care, uite, s-a în de zile de atunci. Și am mai spus lucrul ăsta și îl repet, trecem toți ne trecem, toți îmbătrânim. Soția mea mi-a dăruit trei copii, trei băieți frumoși. Mulțumim. Îmbătrânește și ea ca și mine, ca și noi toți, însă pe zi ce trece eu văd tot mai frumoasă și mai frumoasă și mai frumoasă, deci lucrul ăsta poate să vină numai din Dumnezeu. Trebuie să mă crezi că noi care oameni îndrăgostim și deci când suntem tineri îndrăgostim ori de forme, ori de felul în care arătăm, ori de, nu știu, de portofel, de cât de gros portofelul, de poziție socială, de diplome, mă rog, sunt N motive de care oamenii se îndrăgostesc, da? Ori lucrurile astea în timp pălesc, pentru că formele se schimbă, portofelul se subțiază, ai înțeles? Și atunci intervine cu ghilimele de rigoare, cum zice, nepotrivirea de caracter. Corect. Acea explicație. De aceea, domnule, nepotrivire de caracter și hai la tribunal să dăm cu divorțul și să termină tot. Ori eu cred că singura dragoste care nu trece niciodată e dragostea pe care Iisus Hristos poate să o pună în inimile noastre. Te bucur că nu ați divorțat atunci când lucrurile sigur nu mergeau deloc bucur, bine. Sigur că mă bucur și cred din toată inima că a fost numai mâna lui Dumnezeu care ne-a ținut. El nu a vrut și a ținut să casa noastră. Ajungeți acolo. Cred din toată inima. Și în poartă, în momentul când se pășesc afară, să mă duc către familie, către libertate, sunt așteptat de niște ofițeri și rearestat pentru faptele pentru care am fugit din Anglia cu 10 ani în urmă. Urmează să ne povestești punctul culminant. Și ceea ce mi se pare mie cel mai interesant, a trebuit să fii judecat în străinătate? A trebuit. Până acolo, stăm prost cu timpul, să înțeleg. Poți să continui, te rog. Da? Ok. Până acolo, după momentul în care noi ne-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, viața noastră a luat o întorsătură grozavă, mă rog, prietenii s-au depărtat, situația financiară colaps și așa mai departe, însă acceptam toate lucrurile astea, eram bucuroși, în fiecare zi trăiam bucuria aia. Simțeai că ești fericit. Mântuiți, eram bucuroși, eram fericit, nu simțeam, eram fericiți. Erai. Îl aveam pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Nu mai erau bani, nu mai era confort, dar noi eram bucuroși. Mai mult, în tot timpul ăsta a avut loc un proces care a durat câțiva ani de zile. Undeva în 2015, pe 9 iunie, am fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. M-am pus pe genunchi, a fost o veste pe care am primit-o foarte, foarte liniștit și plin de pace. Și eu și soția mea m-am rugat, i-am adus înaintea lui Dumnezeu și am încredințat în brațul Domnului pe fiecare dintre ei. Soția, David, Levi, Filip, cei toți copilașii. Sigur, am zis, Doamne, Tu știu că să-i poți de grijă. Nu suntem ca unii care n-au nădejde, care acum să ne dăm de ceasul morții, să urlăm, să țipăm, să... Nu, Doamne, suntem în brațul Tău. Ce frumos! Am plecat. Da, sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le face. Pacea și niște aia, numai El poate să o dea. Am plecat, m-am predat la autorități, pe drum spre penitenciar, mă rog și zic, Doamne, dacă aici ai un suflet pe care vrei să-l schimbi, măcar unul, te rog folosește-mă și pe mine. Intru în penitenciar, în România. Primele 4 luni de zile m-au ținut foarte sub o supraveghere mai atentă. Eu am încercat să explic că m-am pocăit, sunt băiat bun, că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Însă dumneavoastră se uitau la documente și dosarele scriu altceva. Deci trebuie să... Însă au văzut că în timpul ăsta în care am fost supravegheat, făceam două antrenamente fizice în fiecare zi și am început un studiu biblic, acolo în penitenciar. Un studiu biblic de la ora 4 la 5 jumate în fiecare după amiază. Am început cu un deținut, apoi 2, 3, 5, ne-am adunat undeva la 25-30 în fiecare zi, timp de 2 ani și jumătate. Cântam, lăudam pe Dumnezeu,
citeam din cuvânt. Eu eram obligat să predic, n-am făcut lucrul ăsta, n-am avut o pregătire. Ai ajuns să predici penitenciar? Da, trebuie. Pentru mine acolo a fost școala. Acolo a fost școala, da. Mă întrebau, mai sunam câte un frate și mă întreba, frate, cum e? Ca la seminar, ca la institut, ca la școala biblică, zic. Nu mai simțeai că ești la... Dar nu mai simțeam, n-aveam timp. Venea seara să dea stingerea la ora 10 să lua lumina și eu mai aveam o grămadă de lucruri de făcut. Adică eram implicat în slujire și în timpul ăla, printr-un frate de afară, am făcut un blog, am început să scriu scrisori către exterior, mă ajutau frații ăștia și le trimiteam pe hârtie și ei le... Deci a fost un timp extraordinar. În 2 ani și jumătate de studiu biblic, 24 de deținuți din cei care au venit constant au făcut legământ cu Domnul în apa botezului acolo, în penitenciar. Ce frumos! A fost un timp, pentru mine a fost... Pentru unii pușcăria înseamnă blestem, pentru mine a fost binecuvântare. Deci m-am bucurat de momentele și mi-aduc aminte cu plăcere de ele. Vine momentul eliberării, momentul în care bucurie mare, fiecare deținut care ajunge în pușcărie se gândește la ziua aia, ziua pe care ți-o dorești, când va ieși de acolo. Numai că la mine ziua în care am ieșit de acolo a fost ziua în care am fost rearestat într-un alt dosar. Și în poartă, în momentul când se pășesc afară, să mă duc către familie, către libertate, sunt așteptat de niște ofițeri și rearestat pentru faptele pentru care am fugit din Anglia cu 10 ani în urmă. N-am mai zis nimic, ce să mai spun? Nu, era momentul liberării mele, era momentul în care eu trebuia să ajung acasă. Te-ai resemnat? Adică nu neapărat, am acceptat-o, am știind că Dumnezeu e în control și Dumnezeu n-a pierdut lucrul ăsta. Și așa ți-a fost mai ușor din vedere. Să treci. Sigur că da, am știut, Doamne, e în controlul tău. Chiar dacă vin mă dărâm acum, eu știu că lucrul ăsta nu s-a scăpat din control. Nu e ca și cum te-ai doar ești apighiț. Și ce a urmat? Ce mă fac? Ce am plecat, m-a fost, în loc să ajung acasă, am ajuns pe arest la Suceava, pe arestul IPJ. Acolo m-au ținut câteva zile, timp în care mi-au pregătit să fiu transportat în Marea Britanie. Ce a urmat? Am ajuns pe arest, mă pun pe genunchi. Primul lucru pe care l-am făcut, am vrut să știu din partea Dumnezeu ce-i de făcut. Și zic, Doamne, a trecut cu România, a trecut cu tot, urmează Anglia, ce facem? Suntem o echipă, eram o echipă, suntem 6 o echipă, nu e ca și cum mă duc de capul meu, ce facem? Și Dumnezeu îmi spune atâta, la nivelul minții câteva gânduri, câteva vorbe, câteva cuvinte de fapt. Aș fi vrut să aud mai mult, mi-a spus așa, Ghiță, dacă vei spune adevărul, eu voi lucra și ai să vezi mâna mea la lucru. Dacă nu vei spune adevărul, ești pe cont propriu. Și am înțeles lucrul ăsta. Au trecut alea câteva zile, am fost dus de o scortă specială la București, la Otopeni, de aici m-au luat 3 ofițeri britanici de la Interpol, m-au urcat într-un avion în partea din spate, mă rog, sunt proceduri care te leagă acolo, te încătușează, te pun în partea din spate, mă rog, ajung la Londra. Pe scurt, ajung la tribunal, sunt îndemnat de un avocat jos, sub tribunal, unde sunt celulele, într-o cameră specială, unde stă avocatul cu inculpatul și un avocat care îmi spune că a fost plătit de fratele meu și care a venit să mă apere, un avocat cu multă experiență, care îmi zice, uite, trebuie să spui atât, numai câteva cuvinte și zice, ai șanse 99% să scapi. Trebuie să spui că ești nevinovat. Atâta tot. Asta ți-a cerut avocatul. I-am spus, domnule, uite, și am încercat să... Cum am putut să-i explic unui om care nu cunoaște, mă rog, pe Dumnezeu, să-i explic, uite, am un Dumnezeu căruia îi vorbesc, care îmi răspunde și care mi-a spus că trebuie să spun adevărul, ca el să lucreze. Și adevărul, domnul avocat, zic, este că nu sunt nevinovat, ci vinovat. Și trebuie să spun lucrul ăsta. Nu-i venea să creadă. Și spune, nu, tu zici, nu înțelegi. Ai cel mai dur judecător, astăzi, cel mai dur judecător. Dacă cei care au fost cu tine au luat câte 10 ani, tu ai să iei 12 pe 14 ani, pentru că au fost 2 care au fost cu mine în dosar și care au fost prinși mai înainte cu câțiva ani și au luat câte 10 ani, un 8 și un 10, și tu ai să iei 12 pe 14 ani. Ai copii acasă, tu mă asculți pe mine, zici, eu am experiență. Îi zic, omule, da, dar uite, Dumnezeu mi-a spus să spun adevărul. Iese de acolo supărat, îl sună pe frate, mi-a telefonul de la gardian, îl sună pe frate și spune, mă, ți-am acceptat banii și am acceptat să-l apăr pe frate, tu? Păi fratele meu e acolo la Londra, el l-a plătit. Deci l-am acceptat pentru că mi-ai spus că e sănătos la cap și am cu cine vorbi, zice, dar ăsta are probleme. Îmi spune că vorbește cu God și God îi zice ce trebuie să zică la proces, înțelegi? O nebunie totală pentru oamenii ăștia.
cum să vorbești tu cu Dumnezeu și Dumnezeu să spună ce să spui, ce nu vrea să mă asculte. Nu reușea să te și înțeleagă. Nu reușea să înțeleagă. Și fratele meu, știind care e treaba, spune, domnule, nu ai cum să-l sucești, zice, merge așa cu el și din, măcar așa din lateral, zice, caută să-l ajut cumva. Da. A venit omul, m-a pus să semnez o hârtie prin care îmi asumam faptul că nu vreau să-l ascult și că vreau să pledez cum am hotărât eu, nu cum am hotărât el, ca el să fie exonerat de orice vin în cazul în care eu aveam să o pedeapsă foarte mare și aveam să mă drept împotriva lui, să-i cer ceva daune. Și el m-a pus să semnez, uite, am semnat hârtia, ajung în sala de tribunal, între timp îl rog, pentru că judecătorul ăsta care l-aveam în ziua era cel mai dur, din 24 judecători, cele mai mari. Dacă avea între 5 și 15 ani, își dădea 14 ani și 10 luni întotdeauna. Deci, numai spre maxim orientate pedepsele la omul ăsta. Era cunoscut pentru foarte temut de deținuții, de unde din penitenciarul în care eram. Și taman ăsta, avocatul mi-a spus, uite, ăsta ți-a fost norocul, cu ghilimele. Și spun, dar schimbă-l, zice, nu avem cum, dar găsește o chichiță avocățească să putem să luăm un alt termen, să primim un alt judecător, zice, nu am cum, legea nu mă lasă. Ajungem în sală, mă întreabă cum mă numesc, de unde vin și încep să mă întrebe cum pledez. Și avem 6 capete de acuzare, toate destul de grave. Și am început de la primul, guilty, 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 guilty. În momentul când am spus guilty la tot, și procurorul s-a frecat așa pe mâini. Simplu. De vreme acasă, cum s-a spune, știi? Adică le-am făcut slujba. Nu mai era de spus mare lucru, nu mai aveau nevoie să dovedească nimic, pentru că aici era problema. Avocatul meu a spus, bă, a trecut 11 ani. Nu sunt, n-au cu ce, tu scapi dacă spui că ești nevinovat. Dar Dumnezeu mi-a spus, adică, și mulțumesc Dumnezeu și astăzi că am avut tăria și cred că tot El ne dă și tăria. Și am avut tăria să cred pe cuvânt pe Dumnezeu, pentru că n-avea să-mi pară rău. Am fost, așa cum am zis, am predat vinovat, a început procesul, judecătorul spune domnul procuror, pentru că domnul Ignat a recunoscut, zice, vă rog să începeți cu acuzațiile, pentru că azi îi dăm sentința. Ha. Judecătorul ăsta dur. Începe procurorul să vorbească, să vorbească, să vorbească și la un moment dat judecătorul ridică mâna, parcă acum vă zice, o secundă, domn procuror, vă rog să mă iertați, zice, sunt ceva probleme cu sistemul informatic. La ei dosarele nu sunt pe suport de hârtie, sunt pe laptopuri. Digital, da. Zice, mi-au dispărut părți din dosarul domnului Ignat, din sistem. Wow. Da, nu pot să văd fișiere întregi, ceva se întâmplă, zice. S-a oprit procurorul, eu mă uit la așa, avocatul se uită la mine, cu ochii mari așa, așteptăm, sună la IT-ist în spate, judecătorul vorbește, ea demufează laptopul, ea sub brațe, 5 minute lipsesc. Se duce în spate, vine înapoi după jumătate de oră, dă restart și spune, continuăm să rezolvăm problema. Între timp am știut că Dumnezeu lucrează ceva, dar nu știam ce, simțeam lucrul ăsta, eram atât de plin de pace și m-am uitat, am continuat să mă uit, mă uitam așa la judecător și procurorul a continuat cu acuzațiile pentru încă vreo 7-8 minute, 10, mă rog câte a fost și la un moment dat judecătorul ridică mâna și spune, domnul avocat, procuror, zice, vă rog să vă opriți pentru că, din păcate, nu mai putem continua. Dacă acum jumătate de oră mai vedeam câte ceva, acum nu mai văd nimic. A dispărut tot. A dispărut din sistem dosarul domnului Ignat. Wow! Wow, am zis și eu și avocatul meu. Avocatul meu se dea așa și s-a întors la mine ceva în genul ăsta, așa, și s-a uitat. Era cu spatele la mine, ca și cum... Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Băi, voi românii cu hackeri voștri, cu ceva, să fi gândit că am fi făcut noi ceva, sau eu, sau mă rog. Șocant pentru toți, a trebuit să dea un alt termen cu un alt judecător. În felul ăsta, eu cred în toată inima că Dumnezeu nu... sau a hotărât ca în ziua aia, eu să nu fiu judecat de omul ăla. Am creștut treaba asta cu toate astea pe drum, în timp ce m-a trimis judecătorul către Beci și de acolo să mă duc la penitenciar ca să revin peste 3 săptămâni, eram dus de lanț așa și tras de un tip solid, un negru, un alt mare și un ofițer de la curte și îl întreb, dom'le, uite, sunt curios, de câte ori se strică, pentru că s-a stricat laptopul azi, de câte ori se strică aici calculatoarele la voi, la judecători, zic. Vreau să-mi fac o idee, cam care ar fi fost șansa ca taman în ziua aia, procesului meu, să strici exact la ora aia laptopul la om. Zic, cum se strică? O dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână, o dată pe lună, o dată la 2 luni, cum se strică? Și ce ți-a răspuns? De 6 ani lucrez aici. Niciodată nu s-a întâmplat ceea ce am văzut azi. Wow! Și a fost wow!
Și când spun wow, spun pentru că s-a întâmplat acum în 2017, nu acum 20 de ani. Fratele meu din momentul ăla, din ziua aia, fratele meu a început să meargă la biserică. Avocatul a venit și mi-a spus, tot procesul ăsta e upside down, zice eu așa, lucrurile astea nu s-au întâmplat niciodată. După 3 săptămâni am venit, am prins un judecător, un senior judge, un om care le-a văzut pe toate, s-a uitat prin dosar, a studiat tot dosarul și a spus, am în fața mea două persoane. Același nume, două persoane. Una a făcut faptele în 2007 și alta a venit să plătească pentru cea din 2007. Și domnul Ignat de azi e un om schimbat. Și eu prefer să judec pe la care l-am în fața mea, nu pe la care este scris în documente. Mi-a dat un minim de pedeapsă la toate capetele de acuzare, 5 ani de zile, peste așteptările noastre, mult, pentru că noi ne așteptăm undeva la 8-9 ani, între 8 și 10 ani. M-am gândit că dacă eu în 9 ani vin, contopesc cu ce am făcut în România și pe în 2021-2022 aveam să fiu și eu liber. Dar omul ăsta mă condamnă la 5. Și mi-a să sar așa, de, am sărit pe scaunul ăla. Deci pedeapsa s-a redus la 5 ani, total. Jumătate cât ceilalți. Ori avocatul meu mi-a spus să mă pregătesc și mi-a pregătit și familia că va fi mai mare decât acela. Am calculat repede și am zis 5 ani. Vin acasă, contopesc cu ăștia 4, intru în comisie prin 2020, 2019, 2020, sunt și eu acasă. Numai că judecătorul acolo are șansa, posibilitatea să tai între 5 și 33% din pedeapsă în funcție de cum consideră el că te-ai comportat tu la proces. Și când a dat 5 ani, s-a făcut un pic de zarvă în sală. Bucurii, familia, freamă, nu știu ce, avocatul, bucuros. A bătut în ciocanul ăla și zice, un pic, zice, numai un pic, zice, domnul Ignat, asta nu-i tot. Pentru că ați spus adevărul. Vă mai tai 33% din cei 5 ani. Wow! Și rămâneți la 3 ani și 4 luni pedeapsă. Acum, nu știu, trebuie să fii acolo și trebuie să trăiești emoțiile aia care le-am trăit eu ca să înțelegi prin ce am trecut. E greu de explicat în cuvinte. Însă, nu mai aveam. Dar când a spus, pentru că a spus adevărul, mi-am luat aminte ce mi-a spus Dumnezeu pe arest înainte să plec. Ghiță, dacă vei spune adevărul, eu am să lucrez și tu ai să vezi mâna mea la lucru. Și mi-a trecut prin cap și momentul când s-a defectat sistemul și toate lucrurile cum au fost rânduite și cum Dumnezeu a făcut ca până la urmă să ajung la pedeapsa asta. Ajung la penitenciar după 3 zile, mandat de 3 ani și 4 luni la respectivele fapte. Toți uitau și spuneau, băi, ce s-a întâmplat? A fost o greșeală? Ce s-a întâmplat cu pedeapsa așa de mică raportat la faptele astea? Și le spuneam, băi, mâna lui Dumnezeu. Se uitau toți. Incredibil. Ajung acolo și cu asta închei, mă caută cei de la imigrări din Marea Britanie. Acum, 3 ani și 4 luni, ce înseamnă? 40 de luni. În Anglia faci jumate, 20. Jumate de pedeapsă să faci acolo. Din astea 20 aveam 5 luni deja făcute. Mai aveam 15 luni. Am zis, dar ce să mai vin în țară, să mai contopesc cu birocrația din România, mă lungesc mai mult. Stau câte mai sunt 15 luni, sală, Biblia sub braț, studiu biblic, tot ce trebuie. După 3 ani făcut 15 luni un concediu mai prelungit, nu mai e mare lucru, înțelegi? Și însă îmi vine de la imigrări un ofițer și mă cheamă la discuții, mă cheamă ofițerul de acolo de la sală și spune, uite, am venit cei de la imigrări să de vorbă cu tine. După 3 zile de la proces, mă cheamă și spun, domnul Ignat, zice, uite, aveți faptele cu violență, ce nu ne putem permite să vă lăsăm să vă liberați pe teritoriul Marii Britanii. Am încercat să-i spun, domnule, uite, ăsta băiat cu minte m-am pocăit cu, dar a spus, domnule, din nou, noi vă înțelegem, dar legea, astea sunt regulile. Dar spune, uite, noi vom expulza, fie vreți, fie nu vreți, însă noi să aveți șansa să ne dați în judecată și eventual să obțineți un ordin judecătoresc împotriva noastră și să nu vă putem să vă expulzăm. Dacă să evităm situația asta, știm că vreți să mergeți acasă. Uitați, dacă nu ați semnați de bună voie că vreți să fiți expulzați și 10 ani nu mai călcați pe teritoriul Marii Britanii, din cele 15 luni care le mai aveți, noi vă mai tăiem 9. Wow, din nou. Și am luat hârtia, spun, cine zice asta? Mă întinde hârtia, o smug de mână așa și mă uit și într-adevăr, up to 9 months, era în puterea lor, a imigrărilor din Marea Britanie, home office-ului, până la 9 luni poți să taie din pedeapsa finală, dacă tu îi scutești de umblat prin tribunale și așa mai departe. La 10 luni și 3 săptămâni, după ce am fost arestat din poarta de la Botoșani, din poarta penitenciarului, eram în drum spre casă, în avion, în drum spre casă, un om liber. Nu pot să spun decât că să merită să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Așa
Așa este. Și că Dumnezeu are, știe să poartă de grijă copiilor lui. Și acum ce am să spun? Faceți nebunie și după aia strigați la Dumnezeu și Dumnezeu o să vă ajute? Categoric nu. Însă este un verset care îmi place mult și mereu îl rostesc, în special când merg prin penitenciarii și vorbesc cu deținuții. Le spun că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă, să se pocăiască. Și cred că și cred în toată inima că Dumnezeu niciodată, o inimă sinceră care se recunoaște așa cum e înaintea Dumnezeu, nu să fie niciodată urgisită și pedepsită de Dumnezeu. Deci întotdeauna Dumnezeu va avea grijă să poarte de grijă. Dică, mărturia ta este una incredibilă și mi-aș fi dorit să mai stăm aici mult și bine, pentru că știu că nu se termină aici. Este foarte bine, știu că nu se termină aici, cred că am depășit puțin. Eu îți propun cândva, dacă se va putea concretiza, să propunem și a doua parte, pentru că știu că mai ai multe de spus și sunt sigură că și cei de acasă ar fi de acord. Sigur. Mai filmăm o emisiune. Dumnezeu a făcut în continuare lucruri extraordinare. Sunt de un an de zile acasă, deja Dumnezeu mișcă lucrurile într-o anumită direcție și sunt multe de povestit și acolo. În lucrarea cu deținuții, cu penitenciarii. Eu am rămas fără cuvinte și... E numai harul Dumnezeu. Aș vrea ca pe final, aș să-mi îngăduie câteva secunde, aș vrea ca tot ceea ce s-a vorbit azi aici și tot ce am spus, aș vrea ca toată slava și toată gloria să-și o ia Dumnezeu. Pentru că tot merită Domnului Iisus. Dacă așa nu s-a întâmplat la Golgota ce s-a întâmplat, dacă El nu, de bună voie, nu făcea ce a făcut acolo la Golgota și nu se jertfea pentru noi, astăzi noi n-am mai fi avut ce să discutăm, practic. Tu ești mărturie vie că Dumnezeu chiar există și n-ar trebui să ne lase indiferența această experiență a ta și multe altele care se întâmplă și sunt vizibile. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai făcut efortul de a ajunge la București. Cu mare drag. Și sper la o a doua emisiune să mai discutăm. Dacă Dumnezeu va îngădui, cu mare drag. Îți mulțumesc foarte mult. Domnul să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru că ați stat alături de noi și ați urmărit mărturia acestui om. Sper din suflet să vă inspire atunci când veți avea nevoie de o schimbare în viața voastră. Nu uitați că Spunem Cum continuă și duminică de la aceeași oră 18. Vă doresc o seară liniștită și zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.